Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni, o nouă săptămână, jumătatea lunii martie, iată o lună, cum spun meteorologii, extrem de capricioasă, pentru că cel puțin la Târgu Jiu și în Gorj, un val de frig ne-a cam făcut să ne bucurăm că n-am lăsat garderoba de iarnă și că n-am trecut prea devreme la cea de primăvară. Cu toate acestea, primele semne de primăvară au apărut, corcodușii au înflorit și în Târgu Jiu. Iarăși, ca să spunem așa, să facem o legătură frumoasă cu natura, și în învățământul gorjean sunt multe lucruri care ar trebui să ne bucure. Unul dintre acestea este faptul că la Colegiul Tehnic numărul 2 o elevă merge la Olimpiada pe țară de științele naturii, pe domeniul mediu, dar despre acestea și despre multe alte amănunte legate de reușitele, care sunt deloc puține, ale Colegiului Tehnic numărul 2, ne va vorbi invitatul nostru din această după-amiază, domnul profesor doctor în istorie, domnul Teodor Mergea, managerul Colegiului numărul 2 din Târgu Jiu, căruia îi mulțumim pentru că a rupt din timpul domniei sale, pentru că urma să participe la o ședință și s-a repezit și până în studioul nostru să deschidem săptămâna și cu informații frumoase care să mai se rupă de politică, pentru că politica e mult prea prezentă în viețile noastre. Mulțumim domnului doctor în istorie, director Teodor Mergea, pentru prezența studio încă o dată. Bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație. Vă spun dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră bună ziua și o primăvară frumoasă, plină de bucurii și împliniri. Domnule director, iată, aveți și o bucurie mare, să spunem așa, pentru că nu orice liceu se poate mândri că o elevă a instituției de învățământ pășește la o competiție națională. Vorbiți-ne despre cine este vorba, despre ce nivel de studii are, la ce clasă învață mai precis și la ce olimpiadă va merge și când. Da, este foarte adevărat că această realizare este extraordinară pentru colegiul nostru și acum 2 săptămâni a avut loc Olimpiada de Tehnologii, secția Protecția Mediului și eleva noastră din clasa a 11-a, 11-a, mai exact, tunarul Beatrice, O felicităm și noi. mulțumesc, a reușit să se califice pe primul loc la faza județeană acestei olimpiade și va participa în luna aprilie, în perioada săptămâna școala, altfel, la faza națională pe țară, care se va desfășura foarte aproape de noi, și anume la Drobeta Turnu Severin, deci în județul Mehedinți, și eleva noastră va participa la această O olimpiadă reprezentantă, coordonată de da. către o doamnă profesoară de la noi din școală. Să o numim și cu doamna profesoară, Încă care nu să o am felicităm. stabilit, acum între două colege să vedem care va merge Cum la ați descoperit înclinațiile acestei eleve, iată, care merge pe un domeniu care, după informatică, este cel mai de actualitate, să spunem așa, domnule director, pentru că mediul este prioritatea zero, protecția mediului, o conviețuire cât mai bună a noastră cu mediul, pentru că dacă în anii 80 au fost acele perioade ale industrializării forțate, acum noi încercăm să recăpătăm un echilibru printr-o industrializare, să spunem, programată, coroborată cu ceea ce înseamnă o grijă mai mare pentru mediu, pentru siguranța și securitatea pe acest pământ a celor care vor urma după noi generații și generații. Vă rog.
Da, Cum așa este. a avut, eu știu, o pornire de la început, sau i-a canalizat o doamnă profesoară înclinațiile, i le-a cultivat și a făcut-o să-și descopere pas cu pas această, să spunem, calitate de a-și exersa abilitățile de studiu pe domeniul mediu? Acest domeniu, cum ați spus și dumneavoastră, de mediu, protecția mediului, cum îi se spune mai nou, și în ultimii ani a luat o amploare deosebită și atât în lume cât și la noi în țară au loc numeroase conferințe sau altfel de Dezbateri, dezbateri discuții, cu, mese da, rotunde. mese rotunde și care își au o finalitate extraordinară. În ceea ce privește eleva noastră, de când a venit în cadrul colegiului nostru, în clasa a noua, a optat pentru această specializare de protecția mediului și acum, aflându-se în clasa a 11-a, deci continuă și pe parcursul celor 3 ani de școală Și a dezvoltat și-a dezvoltat aceste abilități și are înclinații ce deosebite. v-a mărturisit? Vrea să urmeze o carieră în acest domeniu, adică să facă o facultate de profil, sau se va orienta după liceu într-o direcție, să spunem, conexă, apropiată? Acum, după rezultatele obținute la Olimpiadă, discutând cu eleva respectivă și de asemenea cu doamna director adjunct, Codruța Băzocu, care a îndrumat-o, a coordonat-o O pe, felicităm și pe doamna director da, adjunct. mulțumesc, pe tot parcursul celor 3 ani și acum a pregătit-o pentru această Olimpiadă. Are două opțiuni, fie pentru protecția mediului, fie pentru disciplina chimie. Încă nu a stabilit opțiunea finală, dar până în vară se va hotărâ, având în vedere că doamna directoare, deci este specializarea dânsei este de chimie, dar într-adevăr predă și module din acestea de Are protecția și mediului. Are o înclinație o deosebită. înclinație și o completare Da. a arii curriculare pe acest domeniu, pentru că chimia și protecția mediului sunt arii curriculare învecinate și care au foarte multe conexiuni și foarte multe direcții de aplicabilitate practică. Domnule director, vreau să ne vorbiți despre ultimele noutăți vis-a-vis de Olimpiada de Istorie, unde dumneavoastră ați participat în cursul finalului de săptămână trecută. Da, deci sâmbăta aceasta, acum 2 zile, mai exact pe 12 12, nu, martie, martie. s-a desfășurat faza Olimpiada Județeană de Istorie, care a avut loc la Colegiul Economic Virgil Madgiaru, la care au participat 95 de elevi de la clasele a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a. Cei mai mulți au fost prezenți la clasa 8-a, 28 și la clasa 12-a, 22. Ceilalți au fost 5, 14, 15, 16 și au participat elevi din tot județul nostru. Vreau să vă spun că eu am făcut parte din Profesori corectori? comisia Da. județeană, nu am corectat eu, au corectat colegii mei, eu am fost vicepreședinte și am organizat această olimpiadă de cu mult înainte, de dimineață am participat Câteva și amănunte. Cum ați până structurat, seara. cum ați organizat această olimpiadă? Pentru că istoria este una dintre științele de căpătâi ale unei nații și pe care, iată, europenii pun foarte mare valoare, și am văzut că și dumneavoastră integrați prin ceea ce faceți istoria națională în context european. Vă rog.
Da, așa este. Istoria este una dintre disciplinele fundamentale ale culturii generale și din această cauză am acordat și vom acorda în continuare o atenție deosebită acestei discipline, nu numai din clasele a 8-a până într-a 12-a, la care se organizează Olimpiada. Olimpiada județeană, ci începând chiar din clasa a 4-a, de când copiii, elevii, au primul lor contact cu istoria, deci în clasele primare, și după aceea continuă a 5-a, a 6-a, a 7-a și așa mai departe. Și Cum ați gândit această Olimpiadă județeană de istorie, dumneavoastră, alături de cei care ați pus-o, să spunem, în practică? noi am ce-a ținut de partea organizatorică, de repartizarea elevilor pe săli, cum vor da examenul respectiv, cum vor susține. Noi am gândit că în fiecare clasă opțiunea, deci nu elevii de clasa 9, să zicem, sunt toți repartizați într-o clasă. Nu, sunt amestecați și pornim de la clasa 8, ne ducem până la clasa 12 și apoi repetăm Ca ca să nu fiecare să fie poată să-și dezvolte propria lucrare individual și să nu individual. existe nicio tentație Da. măcar de a consulta vreo idee de la vecinul Nu din clasă. Pentru că acceptăm așa ceva. iată o idee extrem de europeană și un factor pozitiv pentru demersul educațional. Cum au fost structurate subiectele? Pe ce s-a mers și puteți să luați pe niveluri de studii, domnule director? Subiectele, deci, sunt, ele vin de la minister, nu le formulăm noi la nivel județean. Dimineața, la ora 8, ne-au fost transmise aceste subiecte și noi atunci am început să le multiplicăm. La ora 9 deja eram gata cu ele, pregătite pentru a le distribui. Vreau să vă spun că examenul a început la ora 10 și a durat până la ora 13, deci 3 ore. Vedeți, dacă la bacalaureat începe la ora 9, acum a început la ora Pentru că fiind și 10. weekend și Da, copii copiii să vină relaxați la acest demers și de la educațional. depărtare, pentru că Și da, chiar au vreau să vă fost spun, din au toate venit colțurile copii județului. și din Motru, au venit și de la Turceni, au venit, eu știu, Cărbunești, să spunem, Cărbunești și mai departe, copiii de la 10 de kilometri. kilometri și trebuia să le Să vină să se relaxeze și ei 10 minute înainte de a intra în Da, nu. subiecte, să poată Noi chiar să le-am sugerat să nu fie stresați, știți, și domne, ne ducem acolo și ne taie capul, Da, fiind da. profesor de istorie sau Adică ne... Nu, ne ascundă copiii. să privească ca pe o exersare a pasiunilor. Așa Foarte. cum spuneați dumneavoastră într-un articol de-al dumneavoastră, într-o revistă de istorie, spuneați că istoria trebuie privită ca o pasiune și apoi să o privim ca pe o datorie a fiecare dintre noi care suntem români, care suntem trăitori pe acest pământ. Pentru că valorile trebuie apărate, trebuie transmise și trebuie cultivate tinerei generații. Frumos spuneați dumneavoastră. Da. Vă rog să spuneți despre subiecte. Ce subiecte s-au dat? O luați cu clasa 8-a, să spunem. Pe ce s-a mers ca idee? Pentru că e foarte interesant să vedem cum abordează Ministerul aceste competiții extrem de importante pentru tinerii noștri școlari. Deci fiecare clasă a avut două tipuri de subiecte. Sunt subiectele care primul subiect, nu că este mai ușor, dar se dau anumite teste și de acolo se formulează întrebările Deci, într-un fel, respective. intrăm în atmosferă prin Intrăm primele în, da, în subiecte primele, și... primul subiect, de exemplu, pot să fie, au fost clase unde au avut să zicem, două teste, Da? altele unde au avut trei. Asta nu e un Da. fenomen general. Așa, din câte am studiat eu, am Vizualizat... vizualizat, să zic, fiecare subiect.
subiect. Foarte dificil au fost la clasa a 10-a. Pe ce s-a mers la clasa a 10-a? Păi s-a mers, de exemplu, zicem subiectul al doilea, s-a discutat ceva despre problema germană în secolul al XIX-lea. Extrem de amplă și... Amplă, începea într-adevăr o introducere lejeră cu Napoleon, contactele lui Napoleon cu lumea germană la început și spre final erau destul de greoaie și dificile și copiii au... Ei cred că au mers și au punctat mai mult pe conflagrațiile mondiale aici. Nu prea erau nici conflagrații. În secolul al XIX-lea nu. Deci nu s-a ajuns până nu la... S-a ajuns, nu, da. Nu a mers la al doilea război mondial. Da. Sau la primul război mondial. Deci era probleme legate de Germania, de lumea germană, și până când s-a realizat unificarea statelor germane, deci după 1871, după războiul franco-german. Foarte, foarte complicat. Era complicat și copiii trebuiau să realizeze, să... Deci nu era să ușor. Să facă conexiuni. Dar de ce credeți că s-a mers pe un subiect atât de amplu, să spunem așa? Nu vă pot spune, pentru că aceste subiecte sunt formulate și alt fel de subiecte, să spunem. Da, au fost... formulării, de exemplu, la clasa a 12-a, merg tot pe subiectul al doilea, unde s-a pus accentul, începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, cu înfăptuirea unirii Moldovei cu țara românească și unele aspecte legate, dar nu trebuia să foarte detaliate, erau și altele. Trebuia aici despre a fost mai apropiat, despre independență, puteam vorbi. Dar mai apropiat de specificul românesc și aici era mai facil. Domnule director, mai avem 4 minute până la finalul întâlnirii noastre din această zi de luni, 14 martie, și v-aș ruga să ne vorbiți despre zilele liceului. Știm că dumneavoastră aveți o aniversare mai specială anul acesta la Colegiul Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu. Vrem să ne dați câteva amănunte, pentru că apoi noi, la vremea respectivă, vom vorbi și vom prezenta pe larg acest eveniment. Ce pregătiți colegilor dumneavoastră sau cu colegii dumneavoastră împreună, mai bine zis, elevilor, părinților și târgujenilor în general, legat de o frumoasă aniversare a unuia dintre cele mai vechi și mai de tradiție licee din Târgu Jiu? În vara acestui an, colegiul nostru aniversează 50 de ani de la înființare și încă din toamna anului trecut, din 2015. Ați debutat cu activități premergătoare punctuale, dar acum cu colegii în ședințele pe care noi le desfășurăm periodic, lunar, și miercuri avem o asemenea ședință. Vom relua această discuție și vom aprofunda temele pe care le supunem noi și punctele cardinale pe care dumneavoastră, alături de colectivul organizator, ați vrea să vă axați. Vor fi un istoric, bănuiesc, foarte punctat al colegiului, fost liceu, apoi pe dascăl de-a lungul vremii, pentru că dumneavoastră i-ați și comemorat printr-o slujbă de pomenire pe dascălii care să spunem n-au mai avut răbdare și au plecat în lumea cea fără de dor. Vă rog. Da, așa este. Deci noi în fiecare an facem o aniversare la sfârșitul lunii mai, legătură cu anii scurși de când a fost înființat liceul. Un fel de frumos bilanț și proiect de viitor. Da. Și după aceea, anul acesta, activitățile vor fi de mai mare amploare. Ne-am gândit pe parcursul unei săptămâni întregi și aici vor fi și activități sportive și culturale și științifice la care vor participa și elevii, dar și profesorii. De asemenea, vom avea invitații din toate domeniile de
activitate la nivelul administrație nostru, publică locală, județeană, centrală, personalități din învățământ care au plecat sau au avut tangență cu colegiul pe care dumneavoastră și avem cu onoare îl conduceți, destui înaintași celebri care au plecat de pe bănci școli și au ajuns în puncte cheie ale conducerii economico-politice și sociale ale țării. Domnule director, mai avem aproximativ 2 minute. Vreau să vă întreb, pentru că știu că dumneavoastră lucrați în colaborare cu echipa dumneavoastră la creionarea planului de școlarizare. Pe ce vă veți axa în anul școlar 2016-2017? Da, și această structură... E pe masa de lucru. Știu că lucrați când v-am sunat să veniți pe emisiune. Eram, acolo în birou și discutam și cu... echipa dumneavoastră. Echipa, să zicem, nu toți, dar discutam. Și, într-adevăr, noi ne-am gândit ca și în anul școlar viitor să... pentru clasa noua, mă refer, să formăm 4 clase de liceu, una de științele naturii, alta de protecția mediului, al treilea profil electronic automatizări și cel de-al patrulea de mecanică, iar 2 clase de protecție, să le, dacă ar fi foarte bine și noi sperăm să le... Pe domeniul școală profesională. Pentru că e de viitor, pentru că toată Europa caută meseriași și caută oameni specializați și tineri care să fie în contact cu noile descoperiri tehnice și cu noul stil de a aborda o meserie. Domnule director, pentru astăzi mai aveam multe de spus, dar din păcate regia îmi face semn că am intrat deja în depășire. Noi vă mulțumim cu respect pentru prezența în emisiunea noastră și după o scurtă pauză publicitară anunț telespectatorii să rămână pe Tele3 pentru că avem un invitat special. Veți vedea despre cine este vorba.